E minunat să vezi încă o declarație non-verbală a Evangheliei lui Iisus Hristos în această zi. A modul în care Dumnezeu s-a apropiat de noi când eram cuprinși de păcatele noastre și s-a sărăcit pentru noi ca să ne îmbogățească pe mulți. Slăvit să fie El! A modul în care Dumnezeu ne-a găsit în pustiu, cum spune prorocul Osea, în sângele mamei noastre. Ne-a spălat și ne-a curățat și ne-a înfrumusețat. Și în această zi sunt cei doi o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, perceptibilă și ochilor noștri și inimilor noastre în această zi. Slăviți să fie Domnul! Cred că ei doi se bucură mult, dar aș vrea să știți că Dumnezeu se bucură ori de câte ori ceva din designul lui Dumnezeu, din imaginea lui Dumnezeu mai este proiectată înaintea ochilor noștri.